Bine v-am regăsit, dragii noștri cititori Herald. Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii. Pentru că este luna decembrie, pentru că este luna cadourilor, pentru că în această perioadă cu toții ne dorim să fim mai buni, mai darnici, mai generoși, mai plini de empatie, de compasiune, am inițiat o nouă campanie, Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Așa că vă invităm la acest joc, am putea spune, de a dărui o carte unei persoane dragi. Și pentru că ne-am gândit întotdeauna și la dumneavoastră, în această perioadă, în campania Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, toate titlurile din portofoliul Herald vor avea o reducere de 30%. Astăzi alături de noi este Cati Călin, psiholog, formator în metoda ESPERE și aș vrea să începem discuția noastră cu o foarte, foarte scurtă prezentare a acestui an care stă să se încheie, cu ce gânduri bune pășim în noul an și care este mesajul lui Cati pentru dumneavoastră, pentru cititori, pentru că trebuie să recunosc că în acest an am avut foarte multe colaborări, interacțiuni, foarte multe materiale, interviuri, emisiuni cu Cati și este o prietenă foarte dragă. Îi mulțumim că a fost alături de noi și că prin intermediul ei noi am venit în fața dumneavoastră cu multe informații utile, prețioase, pe care vi le-am împărtășit. Cati. Mulțumesc mult, Sorine, mulțumesc tare pentru ocazia anul acesta să împărtășim despre cărți care pot să schimbe cu adevărat vieți, minți. Cred că a fost un an în care faptul că ne-am întâlnit, că ați propus atât de multe lucruri, a adus mult folos, aș spune, fiecăruia, mai ales într-un moment atât de dificil în care toate reperele noastre s-au transformat. Iar mesajul meu pentru acest final de an, cu totul și cu totul neașteptat, este: bineînțeles, avem ceva mai multă grijă de noi, cu adevărat, pentru că întâmplându-se atât de multe lucruri neașteptate, cred că mai mult decât oricând este extraordinar de important să pot să am grijă de mine și să pot să am grijă ce pun în relațiile mele. Și având grijă de mine, vizualizez lucrurile despre care vorbesc. Iată aici o relație, poate fi o relație de cuplu, poate fi o relație părinte-copil, poate fi una profesională, poate fi o relație cu propriul părinte, eu devenind adult. Pe lângă această relație pe care de obicei nu o vedem și s-ar putea să o lăsăm să fie poluată, mai ales în lumina stresului care s-a acumulat de tot felul de mesaje, să nu uităm că există și o relație în care am cele două capete de care sunt responsabil: relația mea cu mine însumi, relația în care ar fi esențial să învăț să mă ascult legat de ceea ce trăiesc, mai ales acum când lucrurile se acumulează și pot să trăiesc și bune și mai puțin bune, și în momentul în care nu ajung să le ascult și să îmi dau seama ce sunt, cum sunt, ce se întâmplă, ce se întâmplă cu adevărat cu mine, s-ar putea să ajung să le pun în relații fără să-mi dau seama. Și ele s-ar târne greu în aceste relații, care s-ar putea să se strice, câte certuri neașteptate sau neînțelegeri nu apar în relație cu proprii noștri copii sau cu proprii părinți sau în cuplu sau la serviciu, tocmai pentru că fiecare dintre noi, atunci când vorbim, s-ar putea să nu vorbim ascultându-ne înainte. S-ar putea să nu vorbim conștienți de ceea ce există în interiorul nostru. Să pot să-mi iau un timp, nu lung, scurt, în care pot să pot să-mi dau seama de ceea ce trăiesc. Pentru că în acest moment în care există întreaga această provocare legată de acest virus și posibilitatea de a ne îmbolnăvi, apar fricile. Să zicem că asta este frica. Frica de a mă îmbolnăvi, frica de a nu mi se întâmpla ceva rău mie sau celor dragi mie. Și cred că e esențial ca fiecare dintre noi să meargă cu ceea ce este bun. Mi-e frică
să se întâmple ceva rău, e ceva natural să apară această frică de a mă proteja și în același timp pentru a putea avea resursele și energia să pot să fac față unei astfel de situații, cred că este extraordinar de important să descoper ce îmi doresc în spate sau ceea ce am nevoie în spate. Pentru că atunci când frica apare, mi-e frică să se întâmple ceva rău, există această dorință a să se întâmple ceva bun. Îmi doresc să fiu sănătos, îmi doresc și ce e apropiat să fie sănătos și ce pot face concret pentru această dorință. Frica e cea care s-ar putea să mă blocheze, să-mi ia resursele, iar dorința este cea care poate să aducă către mine ce aș putea să fac, cum aș putea să mă protejez. Și pe lângă toate măsurile pe care le pot lua și le luăm fiecare dintre noi pentru a fi în protejați, cred că este esențial să pot să ascult în interiorul meu atunci când lucrurile rămân nespuse, pentru că pe lângă cauza unei somatizări, da, care este virusul, e clar acum, există un virus care poate să provoace lucruri în corp, boala în corp. Ori cred că fiecare a văzut că la fiecare e diferit. Ori ce pot face, nu pot să împiedic virusul sau nu pot să-i schimb pe ceilalți în relațiile mele, dar ce pot face este să mă străduiesc să fiu în coerență cu mine, iar în această relație lucrurile să fie ascultate, pentru că dincolo de un virus care poate să apară, ce face, cum mă pot responsabiliza, ce face că eu îl las să intre în corpul meu. Speranța mea e ca fiecare dintre voi să nu lase să intre acest virus în corp, pentru că chiar dacă nu pot schimba realitatea în capătul meu de relație, în relația cu mine și în relația cu ceilalți, sunt responsabil de ceea ce primesc. Nu spun că sunt vinovat, dar ce pot face pe lângă toate aceste măsuri ca să fiu în regulă? Și ceea ce pot face este să fiu în coerență și în fidelitate față de mine, să nu rămână lucruri acumulate și nespuse, pentru că în schimburile mele cu colegii, colegii mei, cei care sprijină oameni în astfel de situații și multe alte situații din viața lor, ce am observat este că sunt lucruri care se reactivează, pentru că atunci când apare o somatizare în corp, corpul e de fapt vrea să încearcă să-mi spună ceva. Încearcă să-mi spună că e ceva ce n-am spus, e ceva ce nu am ascultat, e ceva ce a trecut așa pur și simplu și pot să fie multe lucruri. Pe lângă această frică de boală, pentru fiecare dintre voi, și vă invit să ascultați cum a fost pentru voi asta. Pentru că în povestea de viață a fiecăruia pot să fie retrezite tot felul de experiențe. Experiențe legate de ce înseamnă spital, experiențe legate de suferința mea proprie sau suferința celor dragi. Toate aceste lucruri reactivate pot să fie ceva ce să mă sensibilizeze. Să mă sensibilizeze în așa fel încât s-ar putea să ajung să mă îmbolnăvesc. Ori tocmai pentru a putea curăța ce e în interiorul meu și am curăța relațiile și a fi în regulă eu cu mine și aici cu totul, cu toată energia mea, e foarte important să am această grijă de mine și ascultare de mine, tocmai pentru a putea avea grijă ce pun și în relațiile cu ceilalți și în interiorul meu să nu se adune tot felul de lucruri care ar putea să atârne greu. E ca și cum purtăm cu noi un bagaj greu, pe care poate că nu-l simțim fizic, dar e bagajul tuturor experiențelor dureroase și neprelucrate de noi, care în momentul în care vine o altă lovitură, ca un șoc, ca o veste, ca o noutate, ca orice fel de lucru care ar putea să vină, în momentul în care primesc acea lovitură, prin prisma ceea ce am atât de greu și energia mea fiind concentrată pentru a căra tot ce duc, s-ar putea să poți să lovitura aceea să fie una mult mai gravă. Ori, cred că ascultându-ne, putem, în primul rând, să fim aici prezenți cu toată energia, încrederea, cheful de viață și imunitatea noastră, să avem grijă la lucrurile pe care le primim. Este un exercițiu pe care îl propun la sfârșitul fiecărui an. Curățenia relațională. Cum să fac igiena relațională? În sensul să pot să ascult în relațiile mele, acesta fiind, să spunem, una dintre ele,
să pot să conștientizez ce am primit, să păstrez toate lucrurile bune pe care le-am primit, bune pentru mine, să le tezaurizez ca fiind sursă de energie, de încredere și de imunitate, să le păstrez. De asemenea, să conștientizez că în orice fel de relație pot să vină mesaje care nu sunt bune pentru mine, sunt toxice sau sunt chiar violente. Ori aceste mesaje sunt responsabile să nu le păstrez în interiorul meu, pentru că dacă le păstrez, o să atârne greu și o să atârne în a ne scădea imunitatea. Ori pentru că e necesar să mă responsabilizez legat de starea mea, este foarte important să pot să mă eliberez de ele, fie să nici măcar să nu le primesc, fie să le arunc de-a dreptul fizic, simbolic. Ori cu ajutorul metodei Spere, pe care știi că o practic, Sorin, sunt multe căi pe care le pot face și chiar ajung să fac ceva fizic care să vorbească și creierului meu drept și inconștientului meu și cu ajutorul cuvântului să pot să îndrăznesc să pun în cuvinte. Așa că vă invit la a vă asculta și a avea grijă de energia voastră, de încredere, de chef de viață, de imunitate, având grijă legat de ce se întâmplă și în relațiile voastre, în afară de a avea grijă de tot ceea ce înseamnă protecție, sănătate. Cum să mă pot proteja și de lucrurile care vin și care sunt ca un fel de șoc pentru mine. Deci sunt multe lucruri pe care le pot face, iar acest sfârșit de an sper să ne apropie mai mult și de noi înșine. Și fiind mai aproape de noi înșine, știi ce am observat, Sorin? Este că pot să fiu mult mai mult disponibil față de celălalt. Când elimin bagajele pe care păstrez ce e bun și elimin bagajele pe care le am și le pot aduce, pot cu adevărat să fiu disponibil către celălalt și să ofer cu adevărat în relație. Să nu intru în relațiile mele pornind de la frică, frică de a fi părăsit, frică de a se întâmpla ceva rău, frică să nu se întâmple ceva rău cu celălalt sau cu mine, ci pornesc și vorbesc despre mine și despre ceea ce îmi doresc să se întâmple și ceea ce pot să ofer. Și pentru că vorbești și a inițiați această campanie atât de frumoasă cu a oferi ceva bun, cred că da, este luna cadourilor și invit la a oferi cadouri, poate nu pentru că trebuie, ci pentru că într-adevăr îmi doresc și e ceva cu sens. Și mărturisesc, cărțile sunt cadourile mele preferate și să le primesc și să le ofer și de cele mai multe ori adaug un mesaj, sensul pe care l-a avut pentru mine acea carte, pentru că nu e un cadou întâmplător. Sunt acele cuvinte care pot să mă ajute să mă vindec sau sunt acele cuvinte care pot să mă inspire să depășesc un moment. Ori, poate că nu am pe cineva aproape, dar pot să am acele cuvinte care să poată să trezească multă energie și forță de viață. Deci iată, ofer aceste mesaje cadou și pentru că m-ai invitat și m-ai provocat în legătură cu asta, ofer una din cărțile mele preferate din ceea ce ați publicat și sunt foarte multe, le apreciez și am învățat atât de multe alături de ele și alături de voi. Este vorba despre Conversații cu tine, de Daniela Andreescu, autor român, e o carte tare inspirată, mai ales acum când acele conversații cu mine însumi pot să mă ajute să pot să deblochez lucrurile care au rămas blocate, să am grijă de mine, de relațiile mele. Sunt multe lucruri aici. Pornind de la aceste conversații cu tine, se dezvoltă, cei care știu cartea sau urmează să o descopere, și în relația cu mine și în relația cu ceilalți, și pe cuplu, și pe ceea ce înseamnă o despărțire, o separare, și ceea ce înseamnă cum să-mi creez energia și ce reguli, instrumente foarte practice. Și o dăruiesc unei persoane tare dragi mie, cu care împart chiar mai multe relații, e vorba de Claudia Jimeno, prietena mea de foarte mulți ani și alături de care am învățat toate lucrurile pe care le transmit mai departe. De la a avea grijă de mine, de a îndrăzni să vorbesc în public, de a avea încredere în tot ceea ce pot să ofer, îi ofer cu mare drag această carte pentru inspirația pe care a oferit-o mie și multora altora.
Deci, conversații cu tine, Daniela Andreescu, o dragă prietenă a noastră și a editurii Herald, cartea pe care Cati Călin o dăruiește Claudiei Himeno, specialistă în dezvoltare personală și creștere spirituală la Centrul Amaneser. Știu că amândouă colaborați și lucrați la Centrul Amaneser. Și jucându-ne, pentru că tu ai oferit această carte despre care ai vorbit atât de frumos, Conversații cu tine, de Daniela Andreescu, ai oferit-o Claudiei Himeno, prietena ta dragă, am să-ți ofer și eu, prin intermediul editurii Herald, o carte. Este vorba despre Conștient, știința și practica prezenței, practica transformatoare a meditației. E o carte de Daniel Siegel, un autor foarte drag mie. Este o carte publicată în colecția Psihopractica, o carte pe care o iubesc foarte mult, un autor pe care îl iubesc foarte mult, Conștient, de Daniel Siegel. Așa că am putea spune jocul și povestea merge mai departe. Dragii noștri, îi mulțumim foarte mult lui Cati Călin, psiholog, formator în metoda ESPERE, că a fost alături de noi și a acceptat invitația de a intra în acest joc și în această campanie Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, campanie inițiată de editura Herald. Noi ne revedem la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru mine deschise cu un alt invitat care a acceptat să intre în jocul nostru, în această campanie, și de asemenea să dăruiască o carte unei persoane dragi. Vă dorim o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!